Vă îmbrățișez, dragii mei. Dacă simțiți cumva că omul lăuntric și spiritual îl locuiește pe omul social, dacă știți cumva că realitatea interioară definită de intuiție și imaginație este cel puțin la fel de valabilă ca și cea exterioară definită prin cele 5 simțuri, dacă inima voastră știe că îl putem găsi pe Dumnezeu doar în adâncul ei, și mai ales dacă doriți să controlați toate frecvențele realității, înțelegându-le foarte bine, vă aștept la cursul meu de meditație și autocontrol. Cuvântul meditație provine din rădăcina latină mediatum, a fi între, în mijlocul. Meditația reprezintă și un antrenament sufletesc, spiritual. Chiar dacă meditația este destinată tuturor și anume omului liber, indiferent de credință sau nu, ea îngrenează mecanismul minții și a sufletului implicit. Meditația este întâlnită în toate culturile acestei lumi și în toate religiile. În creștinism, de exemplu, meditația este asociată contemplației. Oricum ar fi, dispunerea creierului în această stare determină ca intensitatea electricității neuronale să fie redusă implicit herțial. Meditația poate privi relaxarea organelor și relaxarea musculară, relaxarea mentală, refacerea sănătății, detensionarea sufletească, programarea pozitivă, autosugestia, recalibrarea și restructurarea câmpurilor energetice, ștergerea și arderea informațiilor de boală, eliminarea programelor și informațiilor negativ-malefice, regresia până în viața intrauterină, acumularea informațiilor din univers, cronica Akasha și, în primul rând, legătura cu planul spiritual. Câteva tehnici de meditație au ieșit în evidență pe parcursul timpului, accesibile tuturor oamenilor, printre care tehnica de relaxare autogenă Schulz, mind control, autocontrol, meditația transcendentală, qigong, yoga, terapia prin culoare. Meditația previne îmbătrânirea precoce, numeroase studii au demonstrat că persoanele care practică meditația de câțiva ani se mențin mai tinere cu 10-12 ani față de vârsta lor biologică și chiar mai mult. Acest lucru este dovedit și în China, unde practicarea meditației în mediul rural este în continuare semnificativ. Meditația crește rezistența sistemului imunitar, reduce anxietatea și alungă emoțiile negative, ajută la combaterea depresiei cronice, face bine inimii, meditația reglează ritmul cardiac, ajută pacienții cu boli grave, precum cancerul. S-a demonstrat că starea bolnavilor care practicau meditația este semnificativ mai bună. Ajută în recuperarea toxicomanilor. Meditația eliberează mintea de gândul la droguri și mărește încrederea în propria persoană. Reface ADN-ul și structurile informaționale. Ajută corpul să păstreze cele trei părți în armonie, trup, minte și suflet. Contribuie la expansiunea conștiinței. În viață, meditația este bine să fie însoțită mai ales de rugăciune. Pentru mai multe detalii, informații și înscrieri, apelați numărul de telefon 0753 026 472.